Astăzi vom încerca să batem recordul mondial la cea mai mare pizza. Dacă vreți clipuri mai lungi, arătați încă vreți asta uitându-vă până la final la clipul ăsta. Vă iubesc. Ah, by the way, era să dăm foc la casă. O să luăm foc. Ce puță! Ah! A luat foc casă. What the fuck, este fum. Bă, dar de ce? Nu știu. Ah! Poți să-l oprești. Hei, prieteni, salut! Suntem 4 oameni ca să facem 4 pizza. Sunt eu, e Irinca, e Ioana și e și Adi. Am luat toate ingredientele. Bine, voi acum le vedeți, dar hai să vă arăt cum le-am luat. Pe asta tăiem. Facem planul de atac pentru că avem un debate aici. Adi vrea roșii pe pizza, noi trei nu vrem roșii pe pizza. Dar nu spunem roșii pe pizza, adică cine înțeleg? Ai sos de roșii. Sunteți niște dubioși, ok? O să luăm... clipul ăsta cu 5 minute și deja ne cer. A început clipul ăsta cu 5 minute și deja ne certăm. Fără ananas. Tu pari genul de om care a mâncat ananas pe pizza. What the fuck, de ce? Că ai zis de roșii. Oamenii ăștia mi-au făcut o petrecere surpriză. Merită o pizza. Dar chiar fix noi, cea mai mare pizza. Cea mai mare pizza. Bă, uite ce culoare tare are Ilinca pe mașină, bă, băiatule. Fac și o mașină roz. Ne vedem la Lidl. Zice că tu să coste tot. Eu zic 280 de. Eu zic 200. 14. Am câștigat. Și nu știu ce pizza o să facem, o să facem pizza carnivora. Eu mai mult o să mă uit la ei cu fac, pentru că eu nu prea știu să fac, dar o să pun și o mâna și unde pot să... Nu, o să ne uităm toți la Adi. Acum facem pizza cum făceam eu, chiar foloseam, am luat din asta de pizza, aproape zilnic în carantină să fac pizza. Îmi ieșea ok, nu mai înțeleg. Nu mai folosit de mult. Nu mai avem tavă, ne chinuim un pic. Și aici punem o cepuță. De ce am luat ăsta, pare mai mic? Pare mult mai mic. E un pătrat. Cerpit. XXL. Eu trebuie să mă chinui mai tare care ești tu, văd că... Îmi place să curăț ceapă. Da, eu copilul meu. Mie să nu găuresc ăsta cu unghiile mele mari, vedeți? Mă chinui. Hai de... L-am stricat. Hai că putem. Da, după cum vedeți, nu sunt cel mai bun bucătar, dar să știți că știu să fac tort. Ok, deci trebuie să întind pizza. Să fac o frumoasă și pătrățoasă. A mea e mai strâmbă, dar știți ceva? E strâmbă, dar e a mea. Asta este important. Rândul meu! Eu o să fac cea mai tare pizza. Te taiem și mie aici. Gata, șef. Unde e forfet? Nu, mai aproape de-aia. N-ajung mai încolo. Așa. Trebuie să mi-i întind și eu asta. Bă, vere, mie mi-ați dat de-asta. Că nu am suficient loc. Dă-mi mai încolo, Robi! Stai, că încă nu e gata. De ce l-am desfăcut invers? Ia și de partea aia și hai să-i dăm flip, că-s pro zero de tot, l-am desfăcut invers. 3, 2, 1 și... Doamne, ok, e mult mai greu de lucrarea la tovarășii mei. Bună ziua, prieteni, eu astăzi tot ce vreau este să mănânc o felie de salam. Robin, eu cred că... Ah, uite! Robin e deschide salam. Cred că Robin e de voie să Robinet mănâncă salam. Robinet mănâncă salam. Stai partea asta de-am zis, ok? Haideți să vă arăt cel mai bun snack din univers, ok? Deci tot ce trebuie să faceți este să vă luați salam feliat. Ketchup. Luați o felie de salam. Scrieți ketchup-ul, bineînțeles. Punați aici în interior. După aia, îl rulați. Hai bă să facem noi pizza, lasă-le pe ele să mănânce, noi facem pizza. Este cel mai bun snack din lume. Trebuie să încercați neapărat. Măcar să pară că ajut, știi? Chiar dacă nu fac nimic. Cât ei fac pizza, eu să vă explic teoria. Deci, avem aici 4 blaturi de pizza. Unul l-a pus deja în tavă. Și ele sunt dreptunghiulare, așa, gen, pătrate. Au colțuri, nu sunt rotunde. Așa că o să ne fie mult mai ușor să le unim, să facem cea mai mare pizza. Exact. Să-i fac crustă. Bă, nu cred că am întins-o prea mult, că nu prea e ce să întind. Ok. Sosul pe care din păcate nu l-am făcut eu, așa că nu știu ce pun aici. Dar arată cam bine, așa că nu mă panichez. This is very satisfying. E fine, e foarte fine să faci pizza. Face și încă am întins destul de ok. Opa, e foarte aproape de margine. Ok, prieteni, bine ați venit la bucătăria Jamilei. E foarte rușine de doamna Jamila, să știți că eu sunt cea mai mare fană ei. Odată am făcut o plăcintă și am trimis doamnei Jamila o poză cu ea și mi-a spus că este foarte frumoasă și cu ei și foarte bine. Nu mă judecați pentru abilitățile mele de bucătar, eu chiar nu știu să gătesc. Îmi place ca pizza să fie foarte sosoasă, deși la final o să-i pun oricum ketchup. Sunt cea mai proastă persoană din camera asta la a făcut mâncare, ok? Nu vreau să dau salivă pe pizza. Nu știu că am pus suficient sos. Cred că am pus suficient sos. Sau? Mi-a pus mult. Îmi place să fie mult. Vere, l-am pus prea la margine. Nici măcar nu-mi pasă. Trebuie să întindem aluatul acum. Cade de pe masă aluatul. Nu știu cât de mult o să pot să-l întind. Unde e sosul? Vreau mult sos. Întinde blat. În cantități industriale. Noi stăm în cartier cu oamenii ăștia. Acum trebuie să pun și eu mozzarella, cum a zis Ioana, că să punem cu mâinile, că așa e gen. Bă, și eu m-am spălat pe mâini, dar am atins camera, am atins toate astea. Sper doar să nu nimerească ăștia pizza mea, că dacă nimeresc pe a mea... Ai. Asta e cel mai mare blat de pizza XXL și noi o să facem pe cel mai mare din 4 blaturi XXL. Bă, are 550 de grame, e destul de mult. Deci facem 2 kg de pizza. Și noi suntem 4 oameni. Ne ajunge. Okay. Vrei mai mare blatul ăsta decât tava, uite. Vrei să-l pui fără tavă? Să-l pui direct pe laj? Nu. Let's cut the... Nu! Te-ai spălat pe mâini? Și nu o să taie măslinele. Eu. Asta, ce facem cu asta? Asta trebuie să turnăm aici, nu? Turnul. Wow, ce urât a făcut! A făcut bâlbâdâc, okay. Robi. Păi, am fost sărac toată viața, ești prost să nu pun eu tot asta de aici, dacă îmi dai și niște apă. Bă, am o învățătură pentru voi, o la timpul ectomie de femei. Prostie. Eu știu că brânza se pune de la bază, așa că o să punem brânza de acum.
Trebuie să acoperim, chiar dacă nu spui așa mult aici. Ideea e să acoperim. Îmi pare rău că trebuie să mă vedeți așa, cum arăt acum. Dar oricum nu trebuie să vă uitați la mine, nu vă uitați la pizza. Următorul lucru pe care îl voi adăuga, o să pun niște mozzarella, uite, o să pun pasta de aici, că e deja scoasă afară. Și o să mai iau și eu după prietenii mei care și-au băgat labele în ea și-au sfărmițat-o așa, în loc să o taie ca niște oameni civilizați. E cam greață când văd că se întâmplă așa ceva. Dar mă rog, e ok. Cel mai rău e când ai unghiile lungi și faci aluat și îți rămâne aluat în unghii. Eu cred că pizza mea o să iasă cea mai bună, vă zic. O să fac jumătate doar cu șuncă ca să-i placă și la Andrei, pentru că Andrei nu mănâncă pizza cu altceva. O să-i pun poate niște salam. Voi șunca ați tăiat-o sau ați rupt? Vezi că asta e dreapta. Au, m-am înțepat. Bă, dar stai mă, că am pus prea puțină de asta. O să fie foarte grețoasă pizza mea. Multă mozzarella. Bă, mie nu-mi place deloc textura brânzei asta. Nici măcar n-are gust. Ioana a făcut partea aia pentru Gami. Cea mai urâtă pizza pe care am văzut-o în viața mea, doar jumătatea aia. Vino să vezi. Ok, acum trebuie să pun și mozzarella. Bă, eu fac pizza rețeta clasică. Brânză jos, chestii sus ca să arate frumos. Pun de asta. Dă-i. You can stop. Ok, pune niște sare. Îmi zici tu stop, eu nu știu când să mă opresc, eu îi dau gen. Și de asta? Da. Mamă, mi-e frică că de asta scapă. Și eu amestec. Mere ce tare e că oamenii ăștia au cuptor. Noi n-avem cuptor acasă, pentru că m-a întrebat omul de la chirie. Vrei cuptor și na, n-o să-l folosim niciodată. Și acum regreți. Regret rău! Dacă vreți, pot da una mai mică. Nu, trebuie să facem pizza mare cu chestii mari. Ce? Pe aici mai pus pe mine aici, eu nu știu ce să fac aici. Vorbește cu oamenii. Abonați-vă, că noi pentru că la 500.000 de abonați vă dau vouă mașina mea și nu o să vă dau în starea în care e acum. O să vă dau colantat, o să vă dau cu niște surprize care o să apară și o să vedeți în curând pe canal. Lasă-mă să mă amestec în ăsta, se pare că ai pornit cuptorul la 200? Eu? Eu nu știu. Bă, miroase așa bine lista. Mamă, îți mâncăm toți! Așa, o să punem ceapa la bază, dar nu-mi place cum a tăiat acest om această ceapă, nu înțeleg. O să luăm aceste bucățele. De părere că e mai bine să pui brânză de dedesubt și după încă o dată deasupra, ca așa o să fie extra cheesy. Degeaba pui foarte multă brânză deasupra dacă n-ai și sub. Dar nu pot, cuțitul ăsta este prea mare. Doamne, cât de mare. Ne-am uitat în viața. Vreau să pun ceapă și cubulețe, ca asta e foarte iute. Vreau să pun cubulețe, să văd cum e. Yummy. Yummy for my tummy. Oare câte calorii are pizza asta? Am luat are 600. Contează. Azi nu se pun. Zic undeva la 4000 de calorii tot ce e aici. Nu vorbiți despre asta, vă rog. Vreți să vedeți ceva? Andă-l pe scopi. Eu încerc să am niște standarde. Oare partea lui Andrei e prea mică? Care să fie următorul ingredient? Voi câte fel de șuncă ați pus? Jumate de tabă, dar eu am pus două. Trebuia să pun mai mult? Nu știu, am pus patru. Pui cât vrei. Dar știi ce-mi place mai mult de porumbul? Ce-ți place mai mult de porumbul? Măslirele. Șuncă! Vrem multă șuncă. Știi ceva? Pui întreagă! Asta o să fac. Dacă se nivelesc una pe jos, o să fie rău. Fii atent! Clar o să ne dăm seama care e pizza mea. Salam! Mere, ori facem pizza, ori nu facem. Asta o să fie pizza mea preferată. Îmi plac mai mult decât toate pe care le-ați făcut voi. Să vină cineva și zică, uite grasul ăsta, își pune pe pizza. Hei! mai merge, asta e pizza pe opulență. După ce o faci tu pe asta și văd cum arată, mă lași pe mine să fac una singură. Da, ok, nu e foarte complicat să faci o pizza aparent. La cuptor nu știu cât ți-o lași și cât așa, dar vedem noi. Mă lași până e gata, gen. Și la final, bă, cum le lipim între ele? Tergem foarte bine masa și le punem direct pe masă. Nu e atât de greu să fac asta? Cineva nu a s-a jos capacul de la WC-ul. N-am fost. Eu n-am făcut pipi. Bă, am dat mâna în ceva roșu. Care e recordul mondial pentru cea mai mare pizza? Eu cred că o batem oare. Nu, este foarte mare. Bă, nu trebuia să punem întâi cheese, prostule? Fă-mi bine. Ceaba nu trebuie să fie foarte mult, asta trebuie doar să dea un pic de gust, știi? Nu trebuie să fie peste tot, nu trebuie să mușci din fiecare mușcătură să ai ceapă. Să mă foarte. Nu să putem ne abține să mâncăm. Asta e problema. Gata. Șuncă. În Italia, că am fost acum recent, măslinele nu se taie pe pizza. Doar ce a vomitat. Nu a vomitat. Pizza e una e foarte diferită, dar nu e nimic greșit să fie diferit. Ce mai avem noi pe aici? Ceapă. O să trebuiască să tai ceapa. E simplu. Urăsc să tai ceapă, v-am mai spus vreodată chestia asta? Nu. Ai tăiat-o. Greșit. Sunt specială, ok? Bă, ceapa asta... Ioana, ai tăiat-o foarte prost! Uite de la Robi! Au foarte multă carne, un pic de dege de la Robi. Bă, nu e foarte eficient, să știi, nu a fost o schemă foarte bună. Ce e asta? Nu știu, era aia, dar am mâncat. Ce n-am pus, bă? Vreau măsline. Nu știu dacă vreau, aș vrea. Porumb. Bă, băi, ați pus cu lingurița porumb? Vreau și niște chili de-asta. Avem și chili. Dar chiar pizza e la altă ceva. Mai am ceva de făcut. Măsline. E ok, o să le pun întregi. Doare spatele de la cum i-am grabă băieții ăștia la cea mai bună pizza. Ia vedeți cum arată până acum. Eu zic că e bine. Dar dacă o să punem cheese-ul după peste, o să acoperim și o să arate lame. 1, 2, toți acasă la noi. Vă dați seama că după ce o facem pasta, toată lumea o să gen se plictească și o să le fac eu pe restul de 3 pizze. Cred că dacă ar fi trebuit să ne așa lângă ne-ar bate rău. Da, Dragoș, ne așa să nu te uiți la asta. Pentru copii.
Ioana, tu cu cuțitul ăsta vrei să tai măsline? Mă, da, mă, lasă-l pe el, e bucătar. Nu trebuie să facă doar el. Mai durează o oră în p***a mea. Ne reproșează că noi nu facem nimic, dar dacă vrei ne fură cuțitul din mână. Da, exact. N-ai pus nici foarte mult sos. Așa place mie pizza. Îți place ștearp așa din săracă. Porumbul, nu sunt mare fan porumb pe pizza, dar o să pun pentru că e un pic de culoare și e bine să mănânci colorat ca să mănânci sănătos. Și sunt foarte tristă că nu m-a dus capul să pun chili dinainte ca să pun pe sos cum ar fi trebuit, dar asta că o să pun deasupra. O să tai și din mult. Nu știu dacă trebuie să tai sau să nu, eu să mai apăs așa. Nu știu să mănânc pizza. Chiar nu știu. Dar e ok! Este un început pentru toate. Mi-mi place foarte mult ceapa. Bă, vă rog frumos, scrieți în comentarii care pizza vă place cel mai mult. Adică, eu cred că toată lumea ar mânca pizza mea. A mea e cea mai umflată. Bă, dar mie nici măcar nu-mi plac măslinile așa mult, dar am pus foarte mult. Nu înțeleg. Mă rog, gata, atât. Venim cu mortardela de asta peste și ce a căzut pe masă aici nu las. Crusta, rămâne ultima, da? Să mai rămâne niște sos, vâri așa, crusta din sos și mănânce. Picule, te iubim. Aproape ai câștigat bas sau să mai avem un pic. Bă, ceapă! Am dat de ceapă! Ce puță! Se fum. Bă, dar de ce? Nu știu. Aaaa! Poți să-l oprești? E oprit. De ce s-a întâmplat asta? E ok, deci nu mai avem nici noi cuptor. Era să luăm foc. Și eu n-am atins cuptorul ăla. Pentru prima oară nu-i vina ta. Eu de obicei când trebuie să faci... Adi se joacă cu cepuța. Mamă, păi și pentru ce o tai ca să mâncăm? Ce crezi, pizza, Adi? Chiar? Da. Ha, mă, scoateți pizza o dată, ca mea aproape că... Hai, trebuie să pui pe toată ce e acolo, să știi. Mi se pare suficientă. Mai pune pe aia la altă din asta. Eu o să-mi pun multă brânză. E pizza mea. Arată foarte bine pizza mea, dar știți cum o să fie și mai bună? Când o să pun... Ketchup pe ea. Asta voiam să zic, jur că asta voiam să zic. Mie-mi place să fie foarte brânzoasă, deci o să mai tai și niște motaia din asta. Jumate din cea mai mare pizza e gata. Ce cumin de arată pizza e lincă. Da, bă, bune, pare că n-a greșit nimănui. Mamă, miroase gura așa. Bă, chiar arată foarte cumin de pizza aia. O, mă, sunăm cu Scooby. Asta voiam să zic. Jur că asta voiam să zic, basin. Nu e așa că e gen un înger. Ești un prost de la doar cu Adi a fost astăzi crizat, Scooby. Gata, bă, asta e pizza mea. Da! Am făcut un munte, dar tu e un munte de hai delicios. Hai să rulăm! Da, nu-i de să mă toată viața mea când mi-a făcut mama pizza, mi-am dorit să fac pizza mea să fie foarte opulentă. Hai să vedem dacă am avut dreptate sau nu, de dacă e bine să fie așa. Cam așa arată pizza noastră până acum. Am mult aluat, Adi. Știați că tristețea poate să aducă la pierderea mușchilor? Deci, fiți atenți. Vrei bună rău ceapa? Îmi place cepuța! Nu, da. Pentru câți bani vreți să mușni această mozzarella? 100 de lei! Dar ne dai tu nouă! Vrei, mozzarella mi se pare că n-are niciun gust. N-are niciun gust. Asta este pornit? Asta e pizza ta, da? Da! Dă-te că mi-e frică! Bun, asta e prima pizza. Bă, miroase atât de bine. Îmi vine să mănânc din că n-am mâncat niciun. Nu! No. Pune lângă de la pizza? Da! Bun, arată de foarte... Cred că mai pun măsline între timp, că văd că avem complicații. Da, da! Și am pun un pic jos ca să tăiem partea asta extra, să nu ia foc. Nu m-am gândit nicio secundă la asta. Nici eu. Bine că n-am făcut vlogul ăsta, doar eu și cu tine. Dădeam foc la casă, bă, bune, ai văzut ce s-a întâmplat? Vere, m-am ars în asta, după aia cu piciorul în asta. Ouă de la picior. Yay, pizza mea la cuptor! Doamne, cât de frumos a făcut asta galbină! Vere, o să iasă foarte mare! Știi ce mai e mare? Ok. Hai să pun în tavă întâi. Păi să o scap, e ceva ce aș face. Dă-i. Nu, am scăpat-o! Mi-a plecat salamul. Gata, așa rămâne. Așa urâtă. Da, a plecat a treia pizza. Pizza asta chiar arată un pic bolnavă, dar putem să înțelegem că lugamii nu-i plac legumele. 3 sferturi din pizza e gata, bă. Sunt gata. De ce nu mă corectă nimeni? Chiar atât de prost suntem toți patru? Da! Da! Bine, vrei și tu pizza? Pardi! Și eu trebuie să trag asta, nu? Trebuie să trag tare. 3, 2, 1 și... Bagă-o la cuptor! E mare! Da, mă, da! Da, între timp, Petre se uită la știri. Bă, vezi că a mea arată cam trist. Asta mă să o tai, vreau să o punem acolo. Vreau să le arătăm oamenilor ce am reușit noi să facem. Mamă, ce greu se taie, că am pus toată șunca asta întreagă. Și cât de juicy e. Ai pus mâna pe pizza cu ăla. Nu. Da, am dat-o foarte prost, mai bine te lăsam pe tine. Haide, pură, că mă arde. Ajută-mă și pe mine un pic. Și oficial am făcut cea mai mare pizza. Bă, chiar e foarte mare. Cea mai mare pizza din Cosmopolis. Uitați ce frumos am făcut-o pe Irinca. Bun, și cam așa arată cea mai mare pizza din România, formată din 4 pizze. Lăsați-ne în comentarii ce alte chestii mari vreți să mai facem. Eu aș putea să fac un copil, nu? Nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați că la 500.000 de abonați vă dau vouă mașina pe care eu o am. Hai să vedem ce am făcut aici. Ce n-aș mai cu pizza mea. Uitați-vă aici. Alor nu arde, a mea am scos ultima. Eu vreau ketchup pe mea. Nu pot să dau cerți cu voi, iertați-mă. Nu pot să. Ok, o să văd de aici. Mai are așa bună. Wow. Să-și mergi la dam. Eu nu pot să mulg din aia. Money line, I'ma run it every time. Give me mine.
throwing up, you know that.